Fraților care ne urmăriți pe tot internetul din țara asta, de ce eu vreau să vă zic o chestie care... Deci, cel mai praf taximetrist din lume e Nicuraţă. Nicuraţă. Deci nu vă urcați la el în mașină, că vă umpleți de toate alea, de toate bolile de lume. Deci odată eu m-am urcat în troanca asta galbenă cu roți, că nu poți să zici mașină, că îți face o părere greșită, cum ar fi. Impresie greșită, înțelegi? Și vreau să zic că mi-a apărut herpes. Deci mi-a apărut herpes, uite aici, într-o parte și într-o alta, dar niște herpes din aia mari, jumătate de cap, așa de... Și asta doar că am pus mâna pe clanță și am dat noroc cu Nicu. Și am zis, ai noroc, Nicule, și aia a fost, înțelegi? Mi-a apărut herpes. După aia m-a dus la tot ce mai e dracu doctor din lume. Un an de zile după aia, ca să scap de herpes ăștia și dai chin, și am aruncat cu bani și în stânga și în dreapta și suferință, cât am suferit. Doamne, cât am suferit! Cât ai avut, mă, tu herpes, mă? Am avut, mă, am avut acu' de aia, mă, nebunule. Nu mai ții tu minte. Nu. Mi-a părut sără ala de bătea în... De, lovea, nu, mă, nu știu. Am avut, mă, nu cont. Am avut, dar zi-mă și tu! Ce? Zic că ce, cum se numea, mă, boala aia de-ai luat totul când te urcă la urmă? Ce boala, mă? Boala aia, mă, cum dracu că... Sifilis, mă. Ce-i cu el? Sifilis a luat de la, din mașină, din... A, exact! Deci a luat sifilis, dar sifilis de la grav, nu aceea pe margine. Și, dragi telespectatori, uitați-vă la Dorel aceea cum arată el acum și la fața asta, că e clar că nu i-a trecut, domne. Deci microbul ăla e înăuntru de el și de cum e, ca să iasă în piele, până astea, e microbul înăuntru și... Bă, stai, bă, așa, tu aici ai cu Nicu sau cu mine, mă? Cu Nicuraţă, mă. Și ce te iei, mă, așa de mine, mă? Ce mai luat? Stop! Mă, ce dracu faceți? Da. Păi vai să faceți o treabă, tu ce faci, mă, te tai apucat, mă, că n-are aia, n-are aia. Tu nu vezi, mă, ce zice ăsta, când am avut eu sifilis, mă? Dorele, stai liniștit, că mai ai timp. Ia uite, da, mă, ia termină, mă, gata, mă, ia lăsați-mă în pace, mă, cu astea. Mă, nebunule, că am zis așa la vrăjeală, mă, să-l facem pe Nicuraţă, mă, te-ai apucat acum. Și ce, mă, nu puteai să zici că am luat o răceală sau altceva? Nu mi-a venit. Băi, ia gata, mă, ia gata, băi, Bobiță, tu cu proștii ăștia vrei să-mi alungi clienții, mă? Păi ce să uităm în gura la ăștia? Adică, cum adică, mă, Nicule, cine să uită în gura noastră? Ce sunteți voi, mă? Sunteți niște... Ciuriburi, mă! Wow. Bă, bă, ca să asculte cineva ce spui tu și să facă ce spui tu, trebuie să fii cineva, mă! Nu așa iei unul de-asta de pe stradă și gata, ia uite! Ca mine, nu? Așa, bine, nici tu nu ești cine știe ce, dar oricum nu ești ca papagalii ăștia. Mamă, mamă, Nicule, ai grijă cum vorbești, cum mă enervezi și poate îți dau vreuna! Hai să trăiți, să trăiți, băbiță! Hai, noroc, ia ce-ți vrei ce vă dau, o bere, un suc, o ceva, o ce vrei tu să fie acolo, înțelegi, de o pagubă, că oricum noi nu de asta am venit, nu. Dar de ce ați venit? Să ne povestiți și nouă cum a fost, că de-aia am venit și dacă ne-o plăcea, mergem și noi. A, să rămână aspirina, a, să rămână Gianina, pace și bună înțelegere. Sărmâna la doamnele de față de aici, sărmâna. A, lasă, numai cu sărmâna, că vă pleacă placa din gură. Aici ce-s mai exact, că nu înțeleg eu cum, adică unde am fost eu și dacă mi-a plăcut mie, vreți să mergeți și voi, că nu înțeleg. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.